ar trebui să merg și eu pe unui researcher și la Domn și să folosesc antichitatea, am primit cartea, am tradus-o, sper să vă placă. A fost oricum un exercițiu, că traducerea poate fi ori o corvoadă imposibilă pe care o faci transpirând în bani, ori, cum să zic, dulce plăcere. Asta intră cu siguranță în categoria dulcilor plăceri. Este un roman pe care trebuie să-l citiți ca să vedeți cum un jurnalist simte cum aceleași metehne, aceleași nenorociri și aceleași tragedii pleacă din negura mitologiei, trece prin variante literare pe Sofocle și Amin și ajunge și astăzi să constate același lucru, că nu putem decât să punem în mare semne a îndoierii opinia lui Rousseau, omul este bun de la natură. Din păcate, omul poate fi și teribil de rău la natură. Și atunci se naște tragedia în Liban, în Palestina, în Irak, oriunde în lumea asta, și poate e și un semnal de alarmă să nu repetăm ceea ce tare mă tem că vor repeta oricum. Mulțumesc, Dăru Mareș, traducerea lui este excelentă.